Urmează perioada aceea în care putem găsi o scuză să ne cumpărăm primul aparat foto. Dar cum prețurile mari au ajuns și la electronice, adică inclusiv aparatele foto, majoritatea românilor se îndreaptă spre piața SH. Sincer, și așa cred că mai bine, adică mai bine te documentezi și îți iei un aparat foto SH bun decât să-ți iei primul Canon 4000 de pe EMAG. Adică nu se merita 1600 de lei în 2021, dar păi chiar nu recomand 2000 de lei pentru cel mai slab aparat foto de pe piață. Oricum, astăzi vorbim despre aparatele foto de buget pe care le recomand în 2023 la mâna a doua. Am căutat lung și în lat OLX-ul și da, prețurile sunt mult mai scumpe decât în anii precedenți, ceea ce e normal în perioada asta. Cu toate acestea, am reușit să aleg cele mai bune aparate foto calitate-preț care cred eu că se merită pentru a fi cumpărate în 2023. În 2020 am făcut un top de genul acesta pentru 2021 și găsim câteva aparate din acel top aici. Prețurile de aici vor începe de la 1000 de lei și vor ajunge cam pe la 2500-3000 de lei și da, acesta înseamnă buget în fotografie. Un aparat foto decent, ok, să își facă treaba și să te ajute să înveți fotografie, începe de la 1000 de lei la mâna a doua. Restul sub 1000 de lei sunt în general vechituri, pârjoale, nu recomand. Toate aceste aparate foto din această listă au fost folosite de mine, sunt foarte bune pentru a îți face treaba, a începe fotografia sau să-l oferi cadou. Nu vom vorbi lucruri super tehnice, deoarece majoritatea aparatelor seamănă între ele la specificații și mi se pare că experiența și rezultatul final sunt mai importante. Poate vom vorbi niște chestii tehnice, cum ar fi megapixel și câteva bonusuri. Înainte să începem, știu că sunt foarte multe aparate foto pe piață, dar vreau să știți că acesta este un top personal cu părerea mea personală. Eu, personal, cred că acestea sunt cele mai bune aparate foto calitate-preț. Mulțumesc! Iar unul dintre aceste aparate foto chiar vreau să mi-l cumpăr, deci rămâi până la final și poate îți vei găsi noul tău aparat foto aici în listă. Hai să începem! Până în 1000 de lei, ca și topul precedent, avem Nikon D3300 și Nikon D5200. Acestea sunt niște DSLR-uri entry-level, iar Nikon D3300 a fost primul meu aparat foto. A fost folosit în praf, ploaie, în soare și chiar și-a făcut treaba. L-am forjat, am învățat fotografie și la un moment dat l-am donat și chiar și acum funcționează și ajută alți copii să evolueze în fotografie. Are 24 de megapixeli, 11 puncte de focus și port de microfon, care este foarte binevenit în intervalul acesta de preț. În schimb, D5200 este aproape exact la fel ca D3300, doar că are un ecran abatabil și mai multe puncte de focus. Amândouă sunt aparate foto entry-level foarte ok pentru a începe fotografia, sunt cam cel mai bun deal în 1000 de lei și recomand și Nikon D3400 dacă ai ceva mai mulți bani, pentru că acesta dispune și de Bluetooth. În 1500 de lei recomand tot un DSLR Nikon D7100. Un aparat foto foarte ok care își face treaba și în ziua de astăzi, iar cu accesoriile și obiectivele corespunzătoare poate rivaliza cu aparatele foto profesionale. El în general este pentru oamenii care vor să simtă un aparat mare în mână, să fie voluminos și să pară așa ca un tank. 24 de megapixeli, 51 de puncte de focus care sunt chiar foarte rapide, port pentru microfon și, foarte important, 2 sloturi pentru card. Acest feature este nelipsit pentru fotografii de eveniment pentru că poți să tragi pe 2 carduri în același timp. Este foarte ok pentru inițierea în fotografie de eveniment în cazul care vrei să faci fotografie de eveniment, dar chiar nu vrei să dai banii pe un aparat așa de scump din prima. Singurul dezavantaj la acest aparat este senzorul în format APS-C, care nu se compară cu unul de full frame. Dar cu un obiectiv profesional cum ar fi Sigma Art 18-35 1.8, sigur o să-ți faci treaba foarte bine la aproape orice stil de eveniment. Totuși, dacă îți place aparatul ăsta și dispui de un pic mai mulți bani, recomand și Nikon D7200, un improvement foarte ok față de D7100, dar nici D7100 nu se lasă mai prejos. Tot până 1500 de lei avem Canon 200D. Canon 200D este un aparat
relativ micuț, cu un feeling așa modern, cu aceeași rețetă, 24 de megapixeli, 9 puncte de focus, cam puține ce-i drept, dar foarte bun pe partea de video. E acel aparat pentru începător în care nu ai cum să greșești, mai ales dacă vrei să începi și vlogging. Deoarece pe lângă că avem port de microfon și ecran abatabil cu touchscreen, avem și opțiunea de focalizare Dual AF. Dual AF-ul este acea opțiune care te focalizează în timp ce te miști în video. De regulă, această opțiune erau doar la aparatele foto foarte scumpe și mă bucură faptul că începătorii se pot bucura de această opțiune la primul lor aparat foto. Deci, acest aparat este super ok pentru a fi primul aparat foto, pentru a învăța vlogging sau chiar filme și pentru a fi oferit cadou. Până în 2000 de lei nu prea mai avem aparate, avem Sony A6000 și Canon 800D. Cu toate acestea, aș prefera să-l prezint doar pe Canon 800D, pentru că Sony A6000 nu se mai merită la prețul care este acum pe OLX. Canon 800D a fost pe locul întâi în topul din 2021, am făcut un review despre el și încă mențin opinia că este cel mai bun aparat foto pentru începători din punct de vedere al calității prețului. E un aparat foto cu de toate, seamănă cu 200D, dar e ceva mai robust. Avem 24 de megapixeli, 45 de puncte în focus, dual AF, port de microfon, ecran abatabil cu touchscreen, un grip de tip hammer, deci nici nu vreți să știți cât de bine se poate simți acest aparat foto în mână. E acel aparat foto perfect pentru a începe fotografia, a învăța video, a face vlogging, a fi oferit cadou, dar singurul dezavantaj pe care îl are este senzorul APS-C față de unul full frame. Totuși, acesta este un aparat foto entry level pentru începători și dacă era cu senzor full frame, sigur nu mai era la acest preț. Bun, am ajuns la suma de 2500-3000 de lei, care nu sunt deloc puțini bani. Ideea cu aceste aparate de aici este faptul că ele sunt bune pentru cei un pic mai avansați sau cărora le pasă de calitatea imaginii mai mult decât experiența de utilizare. Primul aparat foto din acest interval de preț este Sony A7 Mark I. Sony A7 Mark I este mai degrabă pentru cei care vor să încerce fotografia de stradă. Este primul aparat foto mirrorless cu senzor full frame și are o calitate excepțională a imaginii față de celelalte aparate din acest top. Avem 117 puncte de focalizare, dar nu sunt atât de rapide și responsive față de alte aparate. Sunt ok, dar de exemplu pentru un eveniment nu l-aș recomanda. Este mai mult pentru fotografia de stradă, pentru că este un aparat foto mai micuț și are compatibilitate cu toate obiectivele Sony, toate accesoriile Sony, iar eu îl recomand în general pentru calitatea imaginii și pentru feeling-ul ăla de mirrorless. Tot în acest interval de preț avem și Sony A6300. Un mirrorless mai mult pus pe partea de video, foarte ok, cu viteză de focalizare foarte bună. Am recomandat această cameră pentru mai mulți oameni care vor să înceapă videografia și toți sunt foarte mulțumiți. Avem port de microfon, filmare 4K, 425 de puncte de focalizare și, credeți-mă, focalizează foarte rapid. Singurul dezavantaj la acest aparat este faptul că nu avem IBIS, In-Body Stabilization, deci va trebui să folosim un gimbal atunci când filmăm ceva de lungă durată sau obiective cu stabilizare. Cu toate acestea, îmi e puțin ciudă pentru că eu am cumpărat acest aparat cu 2300 de lei și acum depășește lejer 2500, dar este un aparat foarte bun pentru a începe videografia. Nikon D610. Sincer, nu sunt un fan al acestui aparat, deoarece Nikon D610 este un aparat vechi. Trebuie să recunoaștem că se simte un pic depășit. În schimb, este un aparat foto pe care încă îl folosesc foarte mulți profesioniști în ziua de astăzi, pentru că are un senzor full frame. Este un DSLR ok pentru a începe fotografia de eveniment pe un buget cât se poate de mic. Exemplu, vrei să începi nunți, știi că ai câteva nunți și ai nevoie de un aparat foto ok-ish, să-i pui un obiectiv, un blitz și așa mai departe, Nikon D610 este ok, este chiar bun. Încă cunosc fotografi care folosesc Nikon D610 și sunt foarte mulțumiți de el.
Doar că din cauza vechimii lui și a tehnologiei vechi, se poate ori să se simtă un pic cam cheap, ori să apară câteva bug-uri. Dar în schimb este un aparat foto foarte ok în scenariul în care poate vrei să treci pe full frame și nu ai destui bani și te gândești la D610, este ok. Dar dacă dispui de mai mulți bani, recomand să te uiți la Nikon D750, trece de 3000 de lei, dar cu ăla chiar nu greșești. În schimb, D610 e așa, nu prea ai de ales decât să-l iei, dar nici nu greșești dacă-l iei. Canon 80D. Cel mai probabil rivalul lui Sony A6300, Canon 80D este mult mai înclinat în partea de filmare, deoarece are cel mai bun sistem de focalizare pe video din acest top. Mai exact, dual AF-ul de care am vorbit mai devreme, dar nu știu chiar ce are la el, dar este mult mai îmbunătățit. E acel aparat foto în care dacă vrei să începi să fii doar videograf, ți-l poți lua lejer, nu are stabilizare în body, dar este acel aparat foto în care poți să-l pui pe un trepied, să filmeze în continuu și să-și facă treaba foarte bine. Cunosc foarte mulți videografi care au început cu el și încă îl folosesc. Bun, și mai avem un aparat foto pe care nu-l recomand, dar trebuie să vorbim despre el, deoarece foarte multă lume mă întreabă dacă e bun. Și vorbim anume despre Canon M50 Mark 1 sau Mark 2. Primesc în fiecare săptămână această întrebare. Vreau să-mi iau acest aparat. E bun? Uite, vine cu obiectiv de kit. Uite, e bun pentru vlogging. Toată lumea comandă pentru vlog. Cât de bun e pentru vlog? Răspunsul e foarte bun pentru vlog, foarte ok pentru începerea în videografie și în fotografie, dar foarte, foarte, foarte prost pentru evoluție. Motivul e destul de clar. Montura acestui aparat este Canon EOS M. Canon are o serie de aparate ceva mai compacte numite M. M200, M50, nu prea m-am uitat peste ele. Problema la ele este faptul că au o gamă de obiective foarte, foarte sărace și de proastă calitate. Cel mai bune obiective sunt de la Sigma Contemporary, iar alea costă aproape cât jumătate din aparat. Și ideea următoarea, ți-l iei, începi vlogging-ul, realizezi că ai nevoie de obiective mai bune și realizezi că de fapt nu există. De asta eu nu pot să recomand obiective cu montură M. Ok, recomand Canon normal, da, chiar și Canon mirrorless îl recomand, dar nu recomand Canon cu montură M. În schimb, Canon EOS M50 Mark II e un aparat ok. Recomand Mark 1 decât Mark 2 pentru că nu sunt diferențe foarte mari și pur și simplu e acel aparat, nu știu, ca un fel de următorul Canon 4000D. Toată lumea și-l cumpără pentru că arată foarte fain, de multe ori este oferit la concursuri, lumea și le ia în rate pentru vacanțe, e ok. Dar dacă ai să vrei cândva să începi o treabă mult mai profesională, nu te poți baza pe obiectivele din gama M. A fost destul de lung videoclipul până acum, dar este timpul să vă spun ultimul aparat foto din această listă și este aparatul foto pe care eu, în curând, sigur mi-l voi cumpăra. Sony ZV-1. Am întâlnit de foarte multe ori situația asta, că eu nu vreau să-mi iau un aparat foto mare, să aibă și obiectiv, vreau ceva dintr-o bucată, cum e telefonul meu, să-l pun, să mă filmez și gata. Sony ZV-1 este un aparat foto de tip bridge, compact bridge. Este un aparat foto cu obiectiv inclus și care pur și simplu trebuie să îi dai start și atât. Este compact, are ecran abatabil cu touchscreen și băi, are o calitate a imaginii, nu mi-a venit să cred. Efectiv, are un mod în care în spate îți face blurat și totul este din soft și arată foarte, foarte bine. L-am folosit odată și chiar am fost foarte, foarte surprins. Mă uit la review-uri cu el și pur și simplu nu pot să cred cât de bine poate să filmeze, în ciuda faptului că există aparate foto mult mai scumpe care filmează ori mai prost, ori la fel de bine. În schimb, este un aparat foto mai slab pentru a începe fotografia, deoarece senzorul este pur și simplu cel mai slab din toată lista. Are un senzor de 1 inch, de câte știu, este mai slab decât APS-C-ul și decât frame-ul, full frame-ul clar. Dar în schimb îl recomand pentru oamenii care nu vor să se complice cu absolut nimic. Vor un aparat foto rapid, să-l pună pe trepied, să dea start și atât.
sau să facă vlog din mână și așa mai departe. Și atât. Este fine, este bun și chiar abia aștept să-l cumpăr și să fac un review cu el. Am terminat lista de aparate foto pe care le recomand în 2023. Dar în schimb, dacă ai un aparat foto și îl recomanzi și celorlalți, îl poți scrie în rubrica de comentarii. Eu am fost Eduard Florentin și ne revedem în videoclipurile următoare.